pe care urmează să o auditați și eu chiar vă încurajez să faceți acest lucru și sunteți siguri că o să găsiți multe găuri acolo. De la taxatori primesc mesaje zilnic despre cum șoferii sunt impuși să plătească câte 100 de lei pentru ca să le repare trolebuzul din buzunarul lor. De la taxatori primesc mesaje despre cum se întâmplă tot chestia asta, contabilul șef a regiei transport electric și neau și asta nu-i deloc o glumă, are aparat de ăsta sovietic de numărare pe capace, respectiv milioanele din bugetul municipal puteți considera să sunt numărați pe capace. Eu să-mi cer scuze că o să fiu puțin mai autoritar, dar fracțiunea socialiștilor, dacă să aveți atenția să mă ascultați până la urmă, mulțumesc. Domnule Leșca, nu faceți observații, vă rog, consiliu.